Nici libertatea, nici martirajul să venim să ascultăm Scriptura astăzi. Nu ne-a costat decât un strop de efort pe care l-am făcut nu pentru Dumnezeu, așa cum ne-am gândit uneori, ci l-am făcut pentru propriile noastre suflete. Cineva care a ascultat o predică aici mi-a spus, zice, ai mare dreptate că niciodată faptele noastre bune nu vor contribui la mântuirea noastră, dar ele vor contribui la salvarea altora care sunt în jurul nostru. Adică ei, văzând faptele voastre bune, vor slăvi pe Dumnezeu. Așa că dacă sunt întrebuințate bine și sunt în locul lor, ne putem bucura de ceea ce a promis Dumnezeu. Chiar acum, frați iubiți, în lume sunt nenumărați frați și surori care suferă teribil din pricina credinței lor. Și așa cum descrie Apostolul Petru, pentru că sufere datorită faptului că sunt creștini, Duhul Slavei odihnește peste ei. Când sufer pentru că sunt un răufăcător, și atunci, dacă predau lui Dumnezeu acest lucru, este o binecuvântare. Pentru că Dumnezeu îmi va deschide ochii, va așeza oglinda înainte, voi înțelege cât de bolnav sunt, câtă trebuință am de salvarea lui Dumnezeu și El poate să transforme boala și nenorocirea și pierderea într-o binecuvântare. Cred că ați observat că între state tot mai mult se ascute războiul, dar nu de proporțiile care, celor care au fost până acum să se bată nu știu câte țări în Europa. Acum pământul întreg se pregătește de război și nu sunt vești de pace de nicăieri. Am citit ieri un titlu în presă. America insistă totuși și va trimite F-16 avioane de vânătoare în Egipt. Când am citit cuvântul insistă să trimită, mi-am dat seama că se țin la ea unii de pe pământul acesta și o roagă să nu facă așa ceva. Dar ea insistă și ea va trimite în final lucrul acesta. Citesc că statele din America de Sud, toate se grupează și vor să trimite un avertisment aspru Statelor Unite ale Americii. Citesc din partea cealaltă, Rusia este mâniată teribil pe folosirea armelor chimice în războiul din Siria. Opoziția spune că armata statului a folosit arme chimice cu sarin. Rusia spune, nu e adevărat, rebeli au folosit așa ceva și au distrus nenumărați oameni. Ieri alaltăre am citit că au desfăcut groapa de la Srebrenica, acolo unde creștinii ortodoxi au omorât frați musulmani. 400 de persoane au băgat într-o groapă comună, ca în lagărul de la Auschwitz a fost, și între cele 400 de schelete a găsit și unul de copil. Ce a putut să aibă cu acest copil este greu de explicat. Sigur, a murit în violențele acelea teribile. Se așează la masă și așa cum scrie în Daniel, își vorbesc cu viclenie unul altuia. În spatele lor și de ei depinzând soarta a milioane sau miliarde de oameni. N-aș mai avea pace în suflet gândindu-mă la copiii mei sau la nepoata care tocmai s-a născut, sărăcuța, are și ea un an. N-aș mai avea pace în suflet dacă n-aș ști că tot la aceste mese se găsesc nevăzuții trimiși ai lui Dumnezeu. Și la tratatele acestea pentru reducerea armamentului, pentru pace numite și așa mai departe, care ascund lucruri pe care numai Dumnezeu le știe și sunt scrise în cartea Lui, dar pe care le va da pe față. La tratativele acestea sunt de față îngerii lui Dumnezeu ca să prevină răul, ca să-l limiteze sau ca să-l abată. De multe ori Dumnezeu nu poate să prevină răul pentru că El este răspunsul și rezultatul alegerii noastre ca oameni. Dar amână lucrul acesta. Amână lucrul acesta pe cât este posibil ca să dea o șansă celui care strigă la Dumnezeu în disperare, să-i dea o șansă pentru pocăință. Aș vrea să discutăm despre acest lucru la nivel personal însă. Să lăsăm statele să negocieze între ele, să-și împlinească lucrarea și chemarea lor istorică și profetică. Dar aș vrea să ne coborâm bucătăria noastră în viața de fiecare zi și în lucrurile pe care noi înșine le facem, ca să învățăm în această seară, să învățăm de la Domnul un lucru care, dacă îl vom pune la inimă, ne va folosi întreaga viață. Nu spun că nu o să mai zvâgnim pentru omul cel vechi, o să mai facem lucrul ăsta.
Nu spun că el de acum o să dispară. Spun că el o să fie totdeauna prezent, totdeauna o să încerce să-și spună cuvântul. Dar spun că în această seară ne va învăța Dumnezeu ceva atât de frumos. Dacă vom asculta și îl vom crede pe cuvânt, ne va binecuvânta o viață întreagă. Aș vrea să încep cu o întrebare extraordinar de simplă. Tema noastră din seara aceasta se numește arme neconvenționale. Revin înaintea dumneavoastră cu acest cutremurător exemplu al comparației și contrastului dintre războiul rece și dintre 9 septembrie. În timpul războiului rece, America a construit adăposturi antiatomice, a construit arme nucleare, contra arme nucleare, rachetă, antirachetă, a făcut niște pregătiri care nu se pot evalua niciodată în istoria omenirii, nu s-a apărat un stat, n-a pregătit un stat apărarea pe care a pregătit-o America. Nu fără motiv. Pentru că de partea cealaltă, blocul comunist, sub stăpânirea sovietică, anunța de fiecare dată creșterea incredibilă a numărului rachetelor nucleare pregătite și îndreptate spre acest teritoriu. În așa fel încât nu rămăsese nicio palmă de pământ care să nu fie calcinată de bombele atomice pe care urma să le poarte aceste rachete. Ba, în timpul lui Hrușciov a fost construită o rachetă atât de mare, o încărcătură atomică atât de groaznică, nu înțeleg cum a fost posibil să construiești așa ceva într-o țară ca ta, că era posibil să explodeze acolo, până să plece în altă parte. Nu se știe ce mână criminală avea acces la cod sau ce minte nebună putea să facă lucrul acesta. Nu știu cum a putut să doarmă acest șef de stat cu așa ceva pe teritoriul lui. Dar a făcut-o și a amenințat, chiar s-a bucurat, chiar a râs lângă ea, a făcut poze și a trimis mesaj Americii că va sfârși în flăcări. Aceasta era pasiunea sufletului lui. Numai că Dumnezeu, care a spus mării până aici să vii mai departe, să nu mai treci, așa a spus diferitelor state, diferitelor imperii, diferitelor persoane, atitudini, orânduiri, toate în istorie s-au supus lui Dumnezeu. Fie că au crezut în el, fie că n-au crezut în el, au trebuit să se supună în final și să asculte porunca celui prea înalt. Fiindcă Dumnezeu nu are pe pământul acesta doar un copil sau doi. Are o lume. Și cum are grijă de unul, așa are grijă și de celălalt. Biții mei, dar prin contrast cu aceste inimaginabile pregătiri de apărare și de război pe care America le-a făcut, America a fost îngenunchiată cu niște lucruri primitive de necrezut. Un cuțit de acesta dezugrăvit, care costă un dolar mai puțin, 80 și ceva de cenți, cred că este. Un cuțit dezugrav. Două cuțite din acestea au fost la bordul avionului care a intrat în turnurile de la New York în 11 septembrie. Niște lucruri de-a dreptul, dacă cineva ar fi spus unui om sănătos la minte, uite, toate adăposturile astea atomice, tot ce ați făcut voi până acum, nu reprezintă nimic, v-ați pregătit degeaba, niciodată nu vor fi lansate rachetele acestea, dar America va fi adusă în genunchi cu probabil sub 5 dolari cumpărături. Nu știu dacă a costat 5 dolari toate două, trei cuțitașe din astea care au avut cu ei la bord acești tineri care au făcut această lucrare crezând că slujesc pe Dumnezeu. Înainte de a ajunge la întrebarea noastră esențială din seara aceasta, aș vrea să vă întreb care ar fi răul tuturor relelor. Cine ar putea să-mi spună care ar fi răul tuturor relelor? Răul care e deasupra oricărui alt rău imaginabil. Sunt lucrurile care se comit pe pământ, cum a fost Holocaustul, cum a fost acest 9 septembrie, cum a fost invazia din Asia, invazia americană din Asia și din insule și din altele, sub pretexte bune, sigur că da, fiecare a justificat de ce a făcut lucrul acesta. Dar vă rog să vă întoarceți în Sfânta Scriptură și să ne întoarcem în propria viață și să ne dăm seama care a fost răul cel mai mare pe care l-am comis pe pământul acesta. Să te înșeli singur. Nota 9 cu plus, 9,50, ai mai, dacă mai gândești puțin și mai dai un pic de ajutor la ce ai spus, să te înșel singur. Ai răspuns foarte bine, dar dacă mai dai puțin ajutor și poți să fii specific atunci când spui să te înșel singur, dacă nu cineva care, dintre noi care poate să spună care ar fi răul cel mai mare în domeniul acesta, să te înșel singur, ce formă
ar îmbrăca răul acesta, care e răul suprem în viață. Când ai ajuns aici, s-a terminat tot. Uite, și ea tot la fel, tot pe la 9:50 merge. Să cunoști Biblia, dar să nu o trăiești. Da. Nu poți din cauza firii. Nu ești vinovat dacă nu poți. Nu e vinovat cine nu ți-a dat putere. Dar n-aș crede. Că... Ia să vedem. Depărtarea omului de Dumnezeu. Acesta a fost efectul. A urmat depărtarea de Dumnezeu. Dar cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns aici? Ca să depărtez... s-a comis răul ăsta, răul cel mai mare care se putea comite. Răul cel mai mare pe care îl poate comite cineva împotriva lui însuși și împotriva celui de lângă el este unul singur. Isaia 5:20. Cine știe textul? Cine are Biblia la îndemână și vrea să deschide repede să ne spună, ar fi foarte de folos. Mai gândiți-vă până atunci. Mai gândiți-vă, poate reușim să... Deci răspunsul tău este bun. Mulțumesc. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care numesc lumina întuneric și întunericul lumina, care dau dulceață în loc de amărăciune și amărăciune în loc de dulceață. Vai de ei! Acesta este răul tuturor elelor. Când ai ajuns să consideri răul bine, ai să lupți pentru rău. Nu numai că îl faci, lupți pentru el, îți dai viața pentru el, că tu crezi că e bine. Și când ai ajuns să crezi că binele e rău, în afară că eviți să-l faci, îl condamni și lupți împotriva binelui, pentru că tu crezi că este rău. Este un fel de paranoia a minții, un fel de stricare, de reversare a gândirii noastre. Prin profetul Isaia, Domnul ne spune, vai de cei ce numesc binele rău și răul bine. Acesta este răul suprem pe care îl putem face împotriva propriei noastre vieți. Vai de cel ce numește lumina întuneric. Oh, nu. Asta este. Și cel ce numește întunericul lumină. Mântuitorul spune, dacă lumina din tine, adică zici tu că e lumină, dar dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? De ce spune cuvântul ăsta? Cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Pentru că în afară de faptul că e întuneric în tine, nu, tu numești lumină treaba asta. Tu te consideri luminat prin efect distrugi considerând că aceasta este lumină. Niciodată nu vei numi binele rău fără ca automat să numești răul bine. Au loc în același timp, sunt simultane lucrurile astea. Niciodată n-ai să numești lumina întuneric fără să în același timp să numești întunericul lumină. Deci este un pericol inimaginabil. Niciodată n-ai să dai cuiva amărăciune în loc de dulceață. Ce înseamnă lucrul acesta? Cineva care a făcut binele lui Dumnezeu îl servești cu niște mătrăgună, cu niște ceai de cucută, cu ceva groaznic. Îl pedepsești pentru credincioșia lui. I-ai dat amărăciune în loc de dulceață. În loc să spui, mulțumim lui Dumnezeu că pe pământ trăiesc astfel de oameni și prin ei Dumnezeu a făcut această lucrare. În loc să spui acest lucru, îți servești ca lui Socrate paharul cu cucută, cu zeamă de cucută, ia și bea. Și cel ce a făcut binele ajunge să sufere ca răufăcător. Ba mai mult, și odată ce te-ai hotărât să faci un bine, ar fi bine să-ți pregătești și spinarea totodată, că n-ai tu cum să scapi. Dacă n-a scăpat Domnul Hristos, n-ai tu cum să scapi, pentru că ai făcut bine. În cartea lui John Bunyan, Călătoria creștinului, spune, orice bine va fi aspru pedepsit. Deci trebuie să te pregătești pentru aceasta, nu trebuie să te miri, nu vă mirați prea iubiților de încercarea de foc, nu vă mirați ca de ceva ciudat, n-ai voie să te miri, n-ai voie să te plângi la nimeni, aoleu să vezi, am vrut să fac acest bine, uite, i-am făcut bine, uite, poftim cu ce m-am aflat, vai ce martiri ești de la oameni, ți-ai luat răsplata, zice în Biblie. Nu, lasă te sune altul și să te întrebe, mama, auzi că ăsta pe care l-ai ajutat tu, te-am jurat ieri de față cu toți oamenii. Ia scăpa săracul, lăsați-l liniștit. Nu vorbești nimic de tine. Că da, uite așa am făcut și poftim cum mi s-a întors. Asta e jos de tot. Deci în Biblie, oamenii îți vor plăti la treaba aceasta. Nu face lucrul acesta. Și scrie să ai mai departe, care dau dulceață în loc de amărăciune. Cineva care a comis fără de legea și care ar trebui să bea paharul cu cucută, este servit cu dulceață.
Este onorat, este ridicat, este... Da? Însuși Dumnezeu spune, vai de om încă ne ajunge în situația aceasta. Să ne ferească Dumnezeu atât față de noi înșine, cât și față de cel de lângă noi. Să nu se întâmple lucrul acesta în viața noastră. N-avem șansă omenească. N-avem șansă nici dacă Iisus e în persoană aici lângă noi. Să vă spun de ce. Pentru că Petru îi dă un sfat lui Iisus și nu știe că numește răul bine și binele rău. Când Iisus spune despre binele pe care vrea să-l facă Dumnezeu omenirii, merg la Ierusalim, Petru îi spune, vai de mine, e de la diavolul așa, să te ferească Dumnezeu. Nu, că, nu numai că nu mă ferește Dumnezeu, Dumnezeu mă conduce să facă lucrul acesta. Dar a ajuns să confunde. Și Mântuitorul i-a spus, uite, nu știi ce Duh te îndeamnă. Este una să acționezi din ignoranță și alta este să știi ce e bine și să știi ce e rău și cu bună știință să numești răul bine și binele rău. Lumina întuneric și întunericul lumină. Acest lucru produce devastări teribile în sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. Se ard lucruri. Nu mai ai putere să mai crezi la un moment dat, de moment ce tu însuți lupți împotriva hotărârilor și luminii pe care ai câștigat-o cu mintea întreagă. Acum, lupți ca să dărâmi. Fie să dărâmi ceea ce a zis Dumnezeu, fie să zidești ceea ce a dărâmat El. Pavel spune, dacă zidesc chiar lucrurile pe care Dumnezeu le-a dărâmat, mă arăt ca un călcător de lege. Aș vrea să ajungem acum la întrebarea noastră cu această ocazie. E o întrebare extraordinar de simplă. Atât de simplă încât mă aștept ca în proporție de 100 și ceva la 100 să greșim răspunsul ei. Din cauza că este foarte ușoară. Știți cu ce a venit înarmat Goliat la David? E simplu. Care a fost arma cu care a răspuns David lui Goliat? O praște. V-am spus că luați trei toți. Adică era simplu de tot. Știam că luați notă. E altă armă. David i-a zis filisteanului, suntem în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 45. Tu vii la mine, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. N-a menționat nimic de praștie. Avea și praștia la el. Trebuie să fie acolo, normal. Și câteva pietre, vreo 5 alese bine, care să circule prin aer cu viteză mare și, de obicei, și să nu fie de așa fel încât să fie deviate de curenți. Trebuie să meargă laser, cu precizie de laser. Zice că erau așa de tari prăștiași că ochiau un fir de păr. Sau ochiau o nuia subțire la distanță mare. O loveau cu prăștia, o rupeau în două. Nu era, poate că unele arme cu laser greșesc, dar băieții aceștia erau instruiți, antrenați, serios. David și trăgeau cu stânga unii, cum sunt eu, stângaș, spre exemplu. Dar eu nu trag așa de bine ca băieții ăștia. Am lovit și eu o vrabie din greșeală, atât mi-a părut, mi-a venit să plâng după ce am lovit-o. Am tras în ea, dar am vrut să nu lovesc, dar am lovit. Și se apropie David de omul acesta fără să menționeze arma cu care vine înarmat, pentru că nu aceasta era arma lui. Dacă ar fi venit cu aceasta, se întâmpla ce a spus Goliat, voi da trupul tău astăzi păsărilor cerului să-l mănânce. Așa se întâmpla cu David. Niciodată n-am fi citit psalmii lui, n-am fi citit împărăția lui David, n-am fi citit o istorie care s-a scris aici în Biblie, n-ar mai fi fost niciodată. Dacă aceasta era arma lui, dar nu aceasta a fost arma lui. Arma lui, el a spus clar, tu vii împotriva mea cu sabie, eu vin împotriva ta cu arma mea. Care era arma lui? În numele Domnului. Vreau să învățăm acest lucru minunat în seara aceasta. De la naștere venim înarmați cu tot ce e rău pe lume. Nu e niciun rău pe lume care să nu fim capabili să-l facem dacă Dumnezeu ia mâna după noi. Să nu fim ca împăratul acela care a spus ce e robul tău, câinele acesta, să facă așa ceva, chiar că asta chiar că n-aș face-o. Auzi, să nu spui așa ceva. Să spui, ține-mă, Doamne, pentru că ce aș putea să fac dacă mâna ta s-a ridicat de deasupra mea și dacă fața ta s-ar ascunde de mine, ce aș putea să fac? Este neimaginabil astăzi.
Arma aceasta nu este supusă niciunui tratat în lume. De ce am vorbit despre importanța acestui lucru? Avem trebuință să ne aducem aminte de el în fiecare zi de nenumărate ori pe zi. De nenumărate ori pe zi. Vezi, când ți se întinde mâna după pistol sau după sabie, dă-i cu aia altă peste ea imediat, ia mâna de acolo. Lasă acolo. Domnul i-a spus lui Petru, pune sabia în teacă. În momentul în care omul ăsta i-a tăiat urechea lui Iisus, ce a făcut Petru? Pe loc, adică n-a fost nevoie de, adică nu i-a tăiat urechea lui Iisus. Unul care era acolo, un rob, a dat să pună mâna pe Iisus. Petru nu așteaptă decât o fracțiune de secundă, a scos sabia și cu o singură lovitură a decupat urechea ăstuia. Dar nu mai departe, știți, cu precizie, nu se face chirurgie așa, chiar dacă era întuneric și nu avea e lumină în astea de la chirurgie de acum. Dar a decupat urechea, dar a zis că n-a fost acolo. Într-o clipă. Fără să-i atingă capul, fără să-l omoare, doar l-a făcut atent, să zice. L-a făcut atent că dacă mai mergi un pas după aceea, îți iau și ce sub cap, știi, dacă în caz mai mergi un pas. Și Mântuitorul i-a spus, nu. Împotriva armelor întunericului, noi nu putem să luptăm cu armele întunericului. Noi nu putem să luptăm împotriva crimei cu crimă. Noi nu putem să luptăm împotriva bârfei cu bârfă. Noi nu putem să luptăm împotriva răutății cu răutate. Nu! Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Biruiește răul. Nu te lăsa birui de rău. Nu. Biruiește răul, dar cum? Prin bine. Îmi trimite Ovidiu astăzi o maximă. El se ocupă cu crearea de aceste maxime și cu colectarea lor. Și o maximă a sunat așa, auziți ce îmi trimite el mie astăzi. Zice că pentru Iosif, cuvântul a fi bărbat însemna altceva decât însemnează pentru toată generația aceasta. Ce zice, să fie având dreptate, Ovidiu? N-ați înțeles? Lasă că o spun de la capăt. Auziți, pentru Iosif, a fi bărbat însemna altceva decât însemnează pentru generația aceasta, a noastră, a fi bărbat. Dacă generația aceasta noastră ar fi fost în locul lui, cum ar fi înțeles să fie a fi bărbat? Dar el nu a înțeles așa. El a înțeles că a fi bărbat este a nu te lăsa biruit de rău. Nu a considera biruința răului în viața ta drept un succes. O orbire mai mare chiar că nu se poate. Nu poți să numești altfel răul bine și bine rău decât atunci când răul și-a bătut joc de tine și te-a înfrânt și te-a trântit la pământ pentru că ai răspuns răului cu rău și să numești asta un succes, că ai reușit să faci rău. Ai avut succes. E într-adevăr un succes. Dar pentru cine? Pentru diavol. Și succesul pentru diavol este un blestem pentru viața ta. De aceea spunea el, nu întoarceți rău pentru rău. Nu încerca să biruiți vreodată răul cu răul. Mi-a zis el, zic și eu, a făcut el mă răzbun. Răzbunarea, în afară de faptul că este arma prostului, în afară de lucrul acesta, ea ține de domeniul lui Dumnezeu. Când un om face așa ceva, pune mâna pe o armă de asta care nu aparține domeniul lui, să se răzbune, să gândești cum să te răzbuni. Și după ce te-ai răzbunat, care e problema, frate? După ce te-ai răzbunat, cu ce rămâi, ce ai făcut? După ce ai reușit în fără de legea pe care ai plănuit-o, cu ce ai rămas, frățioare? Citiați noapte că sunt un pic bolnav. În paranteză spus, ce bine e să fii bolnav, auziți, dacă nu? Așa dormeam de adânc și de liniștit, zic, băi frate, așa odihne, rar mai vezi în viața ta decât când ești bolnav. Extraordinar, zic. Să știi că e o treabă și cu asta să fii bolnav. Am fost răcit și azi noapte am citit pe Nicolae Steinhardt. Și el face referire la un capitol din cartea lui Între viață și cărți, la cartea lui Lev Tolstoi, Ana Karenina. Am văzut filmul, dar este foarte sărac față de carte. Cartea este bogată. Și el reține un aspect extraordinar din această carte. El spune așa, tânărul ăsta ofițer rus o consideră pe Ana Karenina ca fiind întruchiparea visurilor, zeitatea minții și sufletului lui. Este gata să ardă de viu dacă poate să ajungă la această persoană. Și a ajuns.
Și până la urmă, doi adulteri sunt culcați în același loc. După ce s-a terminat mișelia, spune Steinhardt, zice, Tolstoi surprinde acest fantastic aspect. Îl întreabă pe desfrânatul ăsta, bine, bine, și acum ce o să faci cu trupul ăsta care e aici? Păi ce o să faci? Ești în aceeași groază în care este criminalul după ce omoră pe cineva. Care e primul impuls al criminalului după ce omoră pe cineva? Unde l-ascund? Ce fac? Cum șterg urmele crimei? Asta e... Și îi spune Tolstoi, păi n-ai să poți să scapi niciodată, măi frățioare. Deci, uite, în sfârșit ai ajuns să ai ce ai spus. Dar să vedem ce faci cu el acum. După ce ai reușit să faci lucrul ăsta, să vedem ce faci cu el. Și parcă m-a înfiorat groaznic, zice, pe când adulterul acesta se uita la adulterina aceasta și nu știa ce o să facă cu corpul ăsta mai departe, zice, în depărtare se auzeau deja roțile trenului destinului care pornise. Știți că Ana Karenina în final s-a aruncat sub roțile trenului. Deci se auzea lucrul acesta. Iubiții mei, vai de cel ce numește răul bine și binele rău. Trenul a pornit deja. Trenul a pornit. Mai devreme sau mai târziu, nu ne va putea scuti nimeni să secerăm ce am semănat. Dar ce e de făcut? E cineva care e scutit de treaba asta? E cineva care a ocolit? E cineva care poate să spună am mâinile curate și nu? Deocamdată, în afară de unul singur care a călcat pe pământul acesta, nu cunosc pe altcineva. Și atunci ce voi face? N-am să mă arunc nici sub roțile trenului? N-am să rămân nici în fără de legea aceasta în care am căzut prin nebunia mea? Am să iau această fără de lege? Și am să o duc lui Dumnezeu așa hidoasă și monstruoasă cum este. Și cu ochii în jos și cu rușine și cu... Nu pot să spun cum am să aduc în fața lui Dumnezeu lucrul ăsta și am să-i spun, Doamne, asta este isprava păcatului meu. Uite ce am făcut. Am să fac lucrul acesta. Ce credeți că se va întâmpla? Ce va face Dumnezeu din lucrul acesta? Dacă într-adevăr am crezut în Dumnezeu, amintiți-vă, vă rog, de un lucru. În Isaia, capitolul 1, nu spune că El va lua de la noi, fără de legile noastre, cele roșii și cele negre. Nu spune lucrul acesta. El spune că aceste fără de legi roșii și negre se vor transforma în ceva alb ca zăpada. Ele, aceleași. De păcatul meu, nu trebuie să mă fac ca nu știu. Nu trebuie să închid ochii sau castruțul să-mi bag capul nisip, că degeaba fac treaba aceasta. Nu se schimbă nimic în realitate. Este un singur lucru de făcut, adică sunt două. Fie voi rămâne și voi muri în păcatul meu, fie voi lua păcatul meu și îl voi preda celui care poate să facă din roșu cum e purpura și din negru cum e cărmâzul, poate să facă alb cum este lâna și cum e zăpada. Dacă am crezut în Dumnezeu, dacă am crezut în puterea sângelui salvator al lui Iisus, voi lua fără de legea mea și o voi aduce înaintea lui Dumnezeu. Și El va transforma această fără de lege, nu alta, aceasta. Nu semnează că dacă El spune nu-și va mai aduce aminte de fără de legile voastre sau tu nu-ți vei mai aduce aminte, însemnează că ele au dispărut. Nu, ele s-au transformat. Ființa aceasta adulterină, dacă își va preda viața în mâna Domnului, va deveni o sfântă din compania lui Iisus. Așa știe Dumnezeu să facă. Și ai să te uiți la ea și la el și n-ai să mai poți să asociezi purtarea mea de altă dată, scrie Pavel în Galateni, n-ai să mai poți să asociezi purtarea de altă dată a cuiva cu cea de astăzi. Și ai să spui, nu e omul ăsta tot același. Oamenii erau speriați în jurul lui Pavel și au spus, nu e omul ăsta cel care prigonea, care omora, care... Ba da, dar s-a întâlnit cu Iisus. I-a dat lui Iisus prigoanele lui și omorurile lui și vărsarea sângelui lui Ștefan și familii întregi distruse și oameni puși să hulească și omoresc cu pietre. A luat nenorocirea asta toată și a încredințat-o lui Dumnezeu. Și să nu se teamă cineva că fără de legea lui este prea mare și că Dumnezeu nu va putea să, vorba americanului, să handle, să mânuiască așa ceva. Nu există groapă mai adâncă în care a căzut cineva ca harul lui Dumnezeu să nu fie și mai adânc decât această incredibilă groapă. Tu vii împotriva mea cu sabie. Eu vin împotriva ta în numele Domnului. Nu te lăsa biruit de rău.
Nu te lăsa biruit de rău. O, noi ne lăsăm adesea biruit de rău și tacem, răbdăm, suferim, suntem biruiți de rău. Înăuntru nostru suferim teribil. Nu. Biruiește răul prin bine. Treci la atac, la ofensivă. Pe care este ofensiva? Roagă-te pentru cine te prigonește. Nu numai răbda prigoana. Dacă rabzi prigoana cum rabdă cineva în ploaie, degeaba. Nu. Nu numai că nu trebuie să rabzi prigoana. Trebuie să te rogi pentru omul care te prigonește. Trebuie să binecuvintezi pe cine te vorbește de rău. Treci la atac. Asta însemnează, da, nu da în cap acolo, că am văzut că ai dat în cap. Nu da în cap. Că aceasta e singura cale și știu că crezi aceste cuvinte. Așa scrie acolo. Treci la atac. Nu numai că nu te lăsa biruit de rău, dar nu lăsa răul de capul lui. Atacă-l. Atacă-l imediat. Atacă pe cel ce te prigonește printr-o binefacere. Atacă pe cel ce te blesteamă și te bârfește printr-o rugăciune. Atacă imediat. Atacă pe dușmanul care te urăște prin dragoste. Să iubești pe vrăjmașul tău. Atacă. Acestea sunt armele cu care Dumnezeu ne-a înarmat pe noi ca să facem față uneltirilor și atacurilor diavolului. Eu știu că celelalte sunt mult mai la îndemână. Este mult mai ușor să-i tai urechea cuiva decât să te rogi pentru cineva. Vreau să spun că este mult mai ușor să faci lucrul acesta. E mult mai ușor să zici celui ce ți-a zis. E atât de rapid că nici n-ai timp să te gândești, dar abia după aia te gândești la ce ai zis. Dar e atât de rapidă, astea se numesc forțe de intervenție rapidă. Sunt în noi toți, rapid intervenim în domeniul acesta. Domnul ne-a îndemnat însă să apelăm la niște arme letale. Acestea sunt arme mortale, într-adevăr. Satan a opus Domnului Hristos cele mai cumplite arme. Toată lumea zace în cel rău, spune Biblia. Absolut toată lumea a fost înregimentată sub steagul lui, iar cu Iisus n-a fost nimeni. Dar el a opus minciunii în care zace omenirea, a opus adevărul. El a opus urii cu care a fost întâmpinat, a opus blândețea. El a opus crimei și omorului la care a fost supus, a opus rugăciunea de iertare, fără ca acela care l-a lovit și l-a omorât să ceară iertare. A spus, Tată, iartă-i pentru că nu știu ce fac. Acesta este războiul. Și acestea sunt armele sub care Dumnezeu a promis biruința și binecuvântarea. De ce nu vine biruința uneori în viața noastră? De ce nu vine binecuvântarea? N-ai cum să folosești armele întunericului și după aceea să te bucuri de binecuvântarea luminii. N-ai cum. Balaam, săracul, el credea că se poate. Și până la urmă i-a scăpat și lui din piept așa o tânjire, o durere teribilă. O, de aș muri de moartea celor neprihăniți, a zis el. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. N-ai cum să mergi pe calea celor nelegiuiți și să mori de moartea celor neprihăniți. Nu se poate așa ceva. Dacă vrei într-adevăr lucrul acesta, Dumnezeu ți-l dă. Ascultă-l numai. Zice, opriți-vă din drum și întoarceți-vă. Doamne, păi am mers prea departe, să vezi ce am făcut, eu sunt Hitler. Bine, tu poți să fii Hitler. Dar nu uita, jertfa care a fost adusă pe crucea de pe Golgota a cuprins în ea inclusiv păcatele lui Hitler și ale omenirii întregi. Nici nu-ți imaginezi ce povere au fost peste Fiul lui Dumnezeu când și-a dat viața pentru păcatul meu și al tău. Oprește-te și întoarce-te. Aceasta spune Sfânta Scriptură. Eu vin la tine în numele Domnului, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Aș vrea să încheie meditația din seara aceasta cu cuvintele care se găsesc scrise în 2 Corinteni 10 cu versetele 3 la 5. Aici să ascultați cu mare atenție, ne așteaptă o revelație incredibilă. Ia auziți ce spune cuvântul. Începând cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. E cineva care se întreabă, ce să faci, frate, suntem păcătoși. Trăim în trupul ăsta al păcatului, să vezi una și alta, da? E adevărat, trăim în trupul păcatului, dar nu suntem obligați să umblăm pe căile acestea. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească.
În momentul când te lupți, e bine să întrebi. Și o luptă este viața, deci te luptă. O luptă este viața, de la naștere. Să luptă săracul să respire, să luptă să dea de mâini, să luptă, să luptă, e foame, luptă, plânge, dă-i, cere, zbociumă, e murdar, luptă, strigă. E o luptă întreagă toată viața. Deci te luptă. Dar întrebarea este, cine te călăuzește în lupta aceasta? Când vrei tu să faci un lucru oarecare, la întrebarea, cine mă călăuzește? Duhul Sfânt sau firea pământească aici? Ar fi greu să-ți dai un răspuns clar, din start, dacă ai vrea să te oprești. Dar dacă ești pornit, n-ai să te oprești. Poate să stea în fața ta însuși Duhul Sfânt și armate de îngeri, poate să-ți oprească măgărița, poate să te bage cu piciorul în zid, poate să facă cu tine ce-o face. Lupți și treci peste toată lumea, peste Dumnezeu, peste Duhul Sfânt și te duci acolo unde ai hotărât să te duci. Nu te poate opri nimeni. Măcar că trăim în firea pământ. Aș vrea să nu fie nimeni aici, vreau să spun. Aceasta sună ca un blestem. Să nu ajungă nimeni până acolo încât firea lui pământească să-l târască și să-l ducă unde nu s-ar duce cu mintea. Văzui un articol de unezi. Zice, iubești tu atât de mult pornografia încât ai vrea să mergi în iad pentru ea? Întreba autorul unui articol. Tu practici lucrul ăsta, te uiți pe internet, vezi acolo demonismele acestea de care m-a ferit Dumnezeu ca să am parte vreo secundă în viața mea. N-am trecut pe acolo. Pot să spun ca despre droguri că nu există, pentru că niciodată nu m-am oprit în locul ăla. Dar întreba autorul articolului, iubești atât de mult fără de legea asta încât ești gata să mergi în iad pentru ea? Știi că acolo te va duce în final. Îți va distruge familia, îți va distruge sufletul, îți va distruge copiii, vei distruge pe alții prin influența ta, te vei prăbuși în iad cu o grămadă întreagă de oameni după tine, datorită acestui lucru. Dacă iubești pornografia sau răutatea sau desfrânarea sau hoția sau minciuna, dacă iubești lucrul ăsta atât de mult încât ești gata să te duci în iad și să trântești cu tine atâta lume, mergi în continuare și fă-l. E clar că ai ales lucrul ăsta. Îl iubești atât de mult, ești lipit de el atât de tare, încât ești gata să mergi în iad. Dar dacă nu este adevărat, dacă nu este adevărat, spune în cartea Proverbelor, dezleagă-te copile, dezleagă-te frățioare, scapă cum scapă pasărea din laț, dă din picioare, zguduie-te, zbuciumă-te, nu te lăsa! Până nu scapi, nu dau odihnă, ochilor tăi scrie acolo, nu te lăsa. Trântește-te ca omul ăla jos, săracul care îl târa beția la cârciumă, s-a trântit jos și a spus că nu mă duc. A spus picioarele lui, duceți-vă voi dacă vreți, dar eu nu mă duc. Și a stat întins pe covor acolo. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora să mă aflu nenorocit, de te mir ce din viața mea. Într-adevăr iubești păcatul ăsta în care trăiești atât de mult încât ești gata să mergi în iad pentru el. Dacă aceasta e alegerea, n-am ce să spun decât mergi înainte. Dar am întrebat pe o fată care purta un anume stil de roche. Știi ce zice rochea asta? Nu știa, i-am spus eu. Spune că ești generoasă, spune că ești gata de acțiune, spune că deja jumate este dezbrăcată, înțelegi tu, cam ăsta este... Uite, citește dacă vrei în internet, hai să afli descoperirea. Și după ce am discutat despre mesaj, am întrebat-o pe această fată. Te reprezintă rochia asta pe tine? Cea care ești de desubt sub această rochie, ești tu aceasta? Ești tu gata pe stradă? Ești tu gata să te vinzi, să te oferi? Ești gata? Nu! No! Chiar s-a mâniat teribil că am întrebat așa ceva. Cum poți să spui? Atunci de ce porți o astfel de uniformă? Această uniformă aparține unei clase anume de persoane. Pentru ce să porți așa ceva? Dacă nu ai nimic de vânzare, de ce să scoți lucrurile astea pe tarabă? Trebuie să fie ceva, o problemă de deranj la un computer. Dacă undeva e ceva în dezordine, dacă tu n-ai de gând să vinzi lucrurile astea, dar le scoți pe tarabă și stai lângă ele și inviți oamenii poftiți, păi să știi că se găsește unul care le cumpără într-o zi. Și poate că nu le cumpără, le ia și pe ele și pe tine. Te reprezintă lucrul ăsta? Dacă într-adevăr pentru păcatul acesta ești gata să mergi în iad, mergi înainte. Dar dacă nu, scoate armele luminii și apără-te. Luptă-te. Scrie Biblia aici, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu luptăm călăuziți de firea pământească. Ia auziți ce scrie versetul următor. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești,
ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Astea sunt armele cu care ne luptăm noi. Noi răsturnăm izvodirile minții. Izvodire însemnează creații, imaginație. Răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Mulțumesc Domnului că n-am tușit decât o dată de două ori. Iubiții mei, acesta este războiul în care suntem chemați. Vrei să biruiești? Într-adevăr, ești serios pentru ce privește biruința? Uite armele aici. Dar nu te lăsa îmbătat sau mințit. Cum că poți să folosești altfel de arme și că vei ajunge în același loc. Nu. Nu te lăsa înșelat crezând că poți să mergi pe orice drum vrei și vei avea parte de... Nu. Astăzi este ziua în care Dumnezeu ne cheamă să luăm această hotărâre în sufletul nostru ca, deși trăim în firea pământească, să nu ne luptăm niciodată călăuziți de firea pământească. Când am fost atacați cu răul, e prea târziu ca atunci să ne hotărâm să biruim răul. Vom fi biruiți. Dacă nu am atacat dinainte, în mintea noastră, ideea de rău, dacă n-am schimbat mentalitatea noastră cu privire la lupta împotriva răului, adică împotriva răului se luptă cu armele luminii. Aceste arme, spune Biblia, sunt arme puternice. Aș vrea să ascultăm o frază din cântarea aceasta care se va auzi pe coridoarele veșniciei. Și ea, mă rog lui Dumnezeu să cuprindă numele meu și numele tău și al tuturor care vor asculta și vor iubi pe Dumnezeu. Am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit. Pe cine? Pe cine a biruit? Pe pârâșul fraților. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Astea sunt armele. L-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. La aceasta suntem chemați, prea iubiții mei, frați. Acestea sunt armele luminii. Cele cu care a luptat Mântuitorul nostru, despre care Petru spune când era apăsat, prigonit, nu a deschis gura deloc. Isaia a prorocit acest lucru, s-a supus dreptului judecător, spune Petru. El discuta cu judecătorul, nu cu biciuitorii. Acest lucru s-a petrecut. Acestea sunt armele luminii. El este pilda noastră. M-am găsit o dată într-o luptă foarte inegală, absolut inegală. Eram un simplu muncitor cu 3 copii, mutat ca misionar într-un oraș. Luasem o casă din aceasta naționalizată pe care primăria mi-o dăduse, oficial în urma unei audiențe. Lucram într-o echipă de intervenție la uzină. Nu a trecut mult timp și, așa cum scrie în Biblie, Ahab a prins drag de via lui Nabot. Cineva a prins drag de casa aceea. Când era gata, restaurată, a trebuit să fim evacuați din casă. Copiii țipau, nu înțelegeau ce se întâmplă. Am alergat imediat la uzină și am vorbit cu proaspeții, conducători ai sindicatului și am zis: să vezi puterea extraordinară ce are sindicatul. Când sindicatul va spune 2 vorbe, chiar și primarul orașului, care este și senator și om cu mare putere, și chiar și doamna care este secretara domnului director general, indiferent cine ar fi la mijloc în sindicatul, va spune o vorbă, sindicatul reprezintă 16.000 de muncitori, nici vorbă de așa ceva. Când m-am dus la acești conducători ai sindicatului, le tremura izmenuțele, deși era vară. Zice, știți, cine poate să-i spună lui domnul primar, cine poate să-i spună, da, vă dați seama că este... Și când am văzut această trădare, acest joc al puterii
care se manifesta la toate nivelele, fără nicio deosebire, degeaba a curs sânge pe stradă în București. Am înlocuit unul cu altul. Când am văzut acest dans al morții și al trădării, am spus acestor trei persoane care erau în fața mea, domnilor, înțeleg ce se întâmplă. Da, a spus președintele, domnul primar nu recunoaște că ți-a spus așa ceva, nu recunoaște că ți-a dat această casă. Domnul primar nu recunoaște acest lucru. Și am spus, eu sunt foarte neînsemnat, eu nu am putere să lupt cu domnul primar, nici cu secretara domnului director general de la... Eu nu am această putere. Dar cunosc pe cineva care îl poate face pe domnul primar să spună drept. Asta e tot ce am. Nu am spus că știu pe cineva care o să-l facă să spună drept. Nu. Știu pe cineva care are puterea de a-l face să spună drept. Dacă îl va face sau nu, eu nu știu aceasta. Dar știu că are puterea aceasta. Cei trei domni au fost, stârniți de ideea spectacolului și cumva curioși, dar pe de altă parte și fricoși, au zis, Doamne, ce-o mai fi și asta, auzi, să-l facă să spună drept pe ăsta. E ceva de necrezut. Și ne-am urcat toți într-o mașină și am apărut la primărie și am intrat în cabinetul domnului primar și am fost întâmpinați cu o tiradă de cuvinte. Curăți orașul de tine, ai intrat abuziv aici, ai luat casa asta, ai făcut. Și părul sare într-o parte și într-alta. Și... era în plină putere, domnul primar. Eu eram un nimeni. Numai că eram un nimeni care avea pe cineva. Asta era singura diferență. Și într-o mică pauză de respirație a domnului primar, în fața figurilor mirate și cu sprâncenele ridicate ale celor trei delegați de la uzina unde lucram eu, care se uitau și ziceau, păi ai zis că... Eu n-am zis că... Eu am spus că știu pe cineva care poate să facă așa ceva. Dar mai mult nu pot să spun. Într-o mică pauză de respirație, domnul primar, doresc să spun două cuvinte, după care mă retrag și din casa aceasta și din oraș. E liniște în toată primăria, nu mai vorbește nimeni, pentru că cel prea înalt a făcut din deget și a spus liniște. Toată lumea a tăcut într-o clipă și am spus câteva cuvinte simple. Domnul primar, în noaptea, în seara în care am venit la dumneavoastră aici, în audiență, domnul primar izbucnește din nou. Da, domne, în seara în care ai venit, am promis că această casă este a dumneata. Știu că ai trei copii, că lucrezi la intervenție, știu toată povestea, absolut. Am promis că această casă e a dumneata. Cei trei delegați aveau ochi exoftalmici și le ieșise ochii din cap. Ce se întâmplă aici, doamne? El nu știa dacă să râdă sau să plângă sau să se sperie. Unul dintre ei zice, domnul primar, dar aveți ceva cu omul ăsta? Nu, domnule, eu nu am nimic cu omul ăsta, absolut nimic. El... putem să mergem? Da, puteți să plângeți acasă, continuați-vă treburile acolo, domne. Dar cu doamna cum rămâne? Am și pentru dânsa altceva, lăsați, domne, că am, știu ce am, ce e, gata, sănătate, la revedere, să trăiți. Am ieșit pe ușa afară. Când am trecut de ușa primăriei, unul dintre cei trei se oprește pe trepte să se închine lui Dumnezeu. Și a spus, exact cum a fost un lepros din 10. Și a spus, până când voi muri, până o să mi-acopere ochii, n-am să uit ce am văzut astăzi. Azi am văzut, într-adevăr, puterea lui Dumnezeu. La aceasta am fost chemați. Și astăzi mă bucură acest fel de biruință. Dacă l-aș fi câștigat în Tribunalul Internațional de la Haga, nu-mi lăsa nicio satisfacție. Dar dacă a fost câștigat în numele Domnului, acum spun și eu ca domnul inginer, cât voi trăi, n-am să uit că Dumnezeu a intervenit pentru mine ca să nu fiu dat afară nedrept din casa mea. Domnul să fie cu noi, să asculte pricina noastră și să ne ajute totdeauna să luptăm cu armele luminii. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Prețiosul nostru Tată, îți mulțumim pentru cuvântul făgăduinței tale. Amin. Pe care ne-ai dat în această seară. Îți mulțumim pentru puterea pe care ai pus-o în aceste arme ale luminii. Trebuie să ne ajuți, Doamne, să le îndrăgim și să ne îndrăgostim de ele, pentru că ele vin de la Tine. Ele să ne aducă întotdeauna aminte de Tine și, deși trăim în firea pământească, ferește-ne, Doamne, să luptăm călăuziți de firea pământească.
Ajută-ne să biruim răul prin bine, să nu ne lăsăm biruiți din rău, de rău răspunzând cu rău. Rămână harul Tău asupra noastră, dă-mi totdeauna celor iubiți și nouă tuturor discernământul acesta sfânt. Ca în cele din urmă să auzim în dreptul nostru aceste cuvinte nespus de prețioase. El a biruit prin sângele mielului. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ți-ai vărsat sângele Tău, care a devenit o armă de luptă și de biruință astăzi, în mâna și viața celor umili, celor care te iubesc. Numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin.